În contextul eforturilor pentru îndeplinirea obiectivului european asumat și de România, proiectul are următoarele obiective. Reducerea cu 50% a mortalității rutiere în perioada 2012-2020, necesitatea îmbunătățirii comportamentului rutier al participanților la trafic prin dezvoltarea activității de prevenire și informarea și responsabilizarea individului. În cursul anului trecut, la nivel național, pe străzile din orașe și municipii s-au înregistrat 40,5% din totalul accidentelor grave de circulație. Cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic sunt pietonii și utilizatorii vehiculelor cu două roți. Cunoscând aceste lucruri, Poliția Rutieră din România va prezenta conceptul Orașele Siguranței Rutiere, adaptat după un model danez, proiect prin care administrațiile locale vor fi invitate să realizeze amenajări rutiere care includ soluții moderne de siguranță, cum ar fi separarea fluxurilor de trafic prin realizarea de trotuare, piste pentru bicicliști și drumuri destinate vehiculelor lente și atelajelor, extinderea iluminatului public al rețelei stradale, în special în zona trecerilor pentru pietoni și a intersecțiilor, generalizarea folosirii sensorilor giratorii pentru reglementarea circulației și calmarea traficului în intersecțiile principale, amenajarea zonelor rezidențiale și asigurarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare standardelor în vigoare, să efectueze studii de trafic și să elaboreze proiecte de management al traficului în vederea asigurării unui grad corespunzător de fluență, să implementeze sisteme de supraveghere video a traficului rutier în principalele intersecții și pe arterele de intrare și ieșire în și din localități, să elaboreze și să dezvolte campanii locale de responsabilizare și educație rutieră. La finalul acestui program, care se va derula pe o perioadă de un an, se va acorda titlul de oraș al siguranței rutiere, fiind eligibile pe bază de concurs localitățile care, în urma măsurilor implementate, nu au mai înregistrat accidente mortale.